Salutare, prima găsire la un episod de pe My Online Tutorials. Deci, m-am gândit să fac un nou tutorial cu tutorial gameplay cu Slenderman. Ciudat, nu știu, poate mulți îl știți, unii nu știți, mă rog. Deci, să vă prezint, acesta este meniul. Da, GameStation. Aici ați fi cu de exemplu, Slender, nimeni nu știe ce e Slender. Mă rog, mulți știu, oamenii nu știu. Slender este un tot personaj înalt, fără față, fără chip în general, așa, fără păr și are un cap alb. Foarte puțin negru. El de obicei vânează copii. Legenda lui este, așa se spune, că vânează numai copii. Se omoară. Deci, personajul jocului este un detectiv care a intrat să afle legenda Slenderului. Deci, e intrat în zona lui, în zona Slenderului. Așa, să trecem testul, la multe informații. Deci, vă spun și test. Slenderul vă poate prinde. În unele chestii, dacă ridicați antena sus și stați cu ea numai ridicat în sus, el vine imediat lângă voi, dacă stați maxim minut. Așa, și la multiple bedrooms, acolo vă mai prind. Mă rog, să vă prezint că acesta este Scary 3. Primul loc unde se găsește de obicei pagina, se pare că, ba da, păi, prima pagină. Don't look or take it you. Ciudat mesaj. Deja s-a autobed. Asta nu se poate. Ce e până aia prin pături, dar nimeni face mai mult pe jos. Deci o să țin puțin antena pentru că am poate prinde cu palacul ăla. Nu văd. Lăsa, este aproape ciudat, deci abia am luat prima pagină și el este foarte aproape de mine. Da. Știu că poate mulți nu vedeți ce joc, dar eu văd foarte clar. Mă rog, am trecut de probleme. Sper. Am ajuns la locația numărul 2. O căvănuță și un tractoraș. Tractoraș. Este aproape, dar unde? Uite-te! Acolo! Da. Doar o pagină? Serios? Mă rog, deci... Mi se pare prea scurt. Am stat mai mult de vorbă decât să joc. Unii sunt mai experți, alții nu. Mă rog, cam acesta este Slenderul, poate unii ați priceput, poate unii nu. Mă rog, ne vedem la următorul video.